Iată-ne din nou împreună și tot ce-mi doresc este ca acest timp pe care îl petrecem pe undele media să fie un timp binecuvântat, un timp benefic pentru mintea și sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră, dar evident și al meu. Îmi doresc să învățăm mai multe despre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult, să creștem împreună, chiar dacă nu ne cunoaștem. Suntem împreună copii de Dumnezeu, suntem împreună oameni care îl căutăm pe Dumnezeu și lucrul acesta este minunat. Diversitatea dintre noi face minunat farmecul că Dumnezeu poate să creeze o unitate așa de frumoasă. Aș vrea să vă împărtășesc astăzi două versete din Biblie care pentru mine sunt foarte dragi. Versetul 9 și 10 din 1 Cronici, capitolul 4, și care ne vorbește despre Iaebeț. Cred că fiecare, poate vă gândiți acum la cineva, cine o fi acest Iaebeț, poate unii dintre dumneavoastră știți. Haideți să vedem acum cine este acest Iaebeț și ce ne spune Biblia despre el. Iaebeț era mai cuvază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse. Într-adevăr, avem puține informații despre acest Iaebeț, dar îmi place foarte mult îndrăzneala cu care el vine la Dumnezeu, certitudinea faptului că el poate să facă un parteneriat, poate să facă un târg cu Dumnezeu. Cumva el își permite, ca să zic așa, să negocieze cu Dumnezeu. Dacă vei face asta, atunci și eu voi face lucrul acesta sau nu știu la ce se referise el exact. Dar Dumnezeu este acela care i-a dat ce ceruse. Cred că Iaebeț a fost un om cu inima curată. Îmi vine în minte acum Iov, care la fel a fost un om cu inima curată și a îndrăznit să vorbească cu Dumnezeu foarte sincer și foarte deschis ceea ce simte și modul în care el vede toate lucrurile. Știu că fiecare dintre noi avem un trecut și dacă ar fi să vă întreb care e povestea voastră de viață, care e povestea ta? Tu care te uiți acum la mine și tu stai și te gândești oare care e povestea mea de viață și cum a îngăduit Dumnezeu să vin eu pe pământul acesta, eu vreau să-ți spun că viața ta a fost îngăduită și proiectată cu foarte multă iubire și migală de Dumnezeu. Dumnezeu se bucură de tine, Dumnezeu se bucură de fiecare dintre noi. Dumnezeu te-a avut în mintea Lui încă de la începutul întemeierii lumii. Dumnezeu s-a bucurat să te creeze pe tine. Când Domnul Iisus a fost pe cruce, te-a avut și pe tine în mintea Lui. Când El s-a rugat în Ghețimani, s-a rugat și pentru tine să nu te îndoiești de lucrul acesta. Nu te uita la slăbiciunea ta, nu te uita la ceea ce ai sau la ceea ce nu ai, la cum ești, ci uită-te la Dumnezeu care poate să te schimbe, uită-te la Dumnezeu care poate să-ți dea, uită-te la Dumnezeu care poate să facă din tine un Iaebeț. De ce nu? Dacă ne gândim la El, încă de la numele Lui, numele Lui înseamnă durere. E interesant că spune că El a fost deosebit între frații săi și poate că tocmai pentru faptul că i-a provocat mamei sale durere, a fost deosebit între frații săi. Nu se spune dacă mama Lui a rămas cu anumite urmări în urma nașterii sale, dar cu siguranță faptul că i-a dat acest nume a lăsat o amprentă asupra mamei sale. Nu știu care a fost relația lui cu frații și cu cei din jurul său, dar știu că a avut o relație autentică cu Dumnezeu din modul în care vorbește despre Dumnezeu. Poate că te gândești acum că a fost puțin obraznic sau tupeist. Cred că dacă era așa, cred că Biblia ne-ar fi menționat lucrul acesta. Dar faptul că spune Biblia și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Ceea ce aș vrea să învățăm de la Iaebeț este să avem îndrăzneală, să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce noi ne dorim, ceea ce pe noi ne supără, ceea ce este în inima noastră. Să nu ne uităm în trecutul nostru, de unde am venit, modul în care am venit în viața aceasta. Trecutul nostru nu trebuie să lăsăm să fie o sentință pe viață. Trecutul nostru, haideți să-l facem ca o carte de istorie, pe care o luăm câteodată, din care citim câteva file și pe care o punem din nou pe raft și o lăsăm acolo până când Dumnezeu ne dă o altă ocazie, o altă oportunitate să citim din ea.
ci haideți să punem în mâna lui Dumnezeu viitorul, prezentul care ne aparține acum. Știu că pentru mulți dintre noi trecutul poate să fie dureros și uitându-ne în spate, parcă ne uităm cu groază și nu am mai dorit să-l retrăim. Dar cred că atunci când te gândești la trecutul tău și cauți un sens la ceea ce a fost în viața ta, încearcă să înțelegi oamenii care te-au rănit, încearcă să înțelegi motivația pentru care te-au rănit, încearcă să te înțelegi pe tine, ce te-a făcut pe tine să-i rănești, poate pe cei din jurul tău. Fii sincer cu tine în discuția ta cu Dumnezeu și lasă ca Dumnezeu să fie acela care să transforme durerea în ceva bun. În ceva bun și ceva de folos pentru tine și pentru cei din jurul tău. La fel cum atâți oameni din Biblie au făcut, au procedat și au încredințat viața lor în mâna lui Dumnezeu și au cerut putere și au cerut iertare atunci când a fost cazul, la fel vă îndemn să faceți și voi, fiecare, și cu siguranță Dumnezeu nu rămâne surd și nu rămâne indiferent la rugăciunile voastre și cred cu tărie că Dumnezeu, care este afară din timp, afară din spațiu, poate să se ducă în trecutul vostru și să vă aducă mângâiere, poate să vă dea sens la tot ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru. Chiar dacă noi nu ne mai putem întoarce și chiar dacă noi nu mai putem repara ce a fost în trecut, avem prezentul la dispoziție oferit de Dumnezeu astăzi. Astăzi gândește-te ce poți să faci ca trecutul tău să fie restaurat, ce poți să faci ca trecutul tău să fie vindecat, ce poți să faci ca să mergi mai departe în viață fără să te doară așa de mult ceea ce a fost în trecut. Și chiar dacă te doare, știu că nu este ușor, pentru că și eu am un trecut destul de tumultos, ca să zic așa, dar l-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și atunci când credeam că nu mai există speranță pentru prezent sau pentru viitor, Dumnezeu a fost întotdeauna acolo și a fost acela care mi-a dovedit, prin oamenii pe care i-a pus lângă mine, prin resursele pe care mi le-a dat, mi-a dovedit că El este acolo și că nu rămâne niciodată indiferent. Fie ca adevărata imagine despre sine să fie chipul Domnului Iisus imprimat în mintea și în sufletul tău.